Bună seara, Denis! Bună seara! Prezentați-vă, vă rog, în două, trei fraze. Deci, ce experiență anterioară de muncă aveți? Cum ați ajuns la noi, în general? Experiență de muncă, în general, am avut ca în domeniu ca chelner și am mai lucrat ca call center. Și cum am ajuns la Double Case, avem un prieten de-al meu, căutând de ceva de muncă, am dat peste Double Case și tare mult ne-a intrigat. Educația financiară, odată cu terminarea cursurilor teoretici, practica ne-a bucurat și mai tare și în modul acesta am ajuns să finisem cursul și să avem cunoștințe foarte bune. Dar ce tangențe ați avut cu acest domeniu anterior? Niciuna. N-ați avut nicio tangență? Deloc nu cunoșteam domeniul dat. Ok. Și ați avut un scop bine stabilit din start, da, referitor la acest domeniu? Da, eu nu l-am avut. Să ajung să învăț domeniul foarte bine și să mă angajez în cadrul. Aha, deci să înțeleg că ați avut scopul pentru angajare, da? Da, de la început. Așa. Cum a fost testul? Cum a fost partea practică? Partea practică a fost foarte interesantă și intrigantă. În fiecare zi așteptam lucruri noi. Pe zi ce trecea tot apăreau, se deschidea, adică noi ce nu înțelegeam deveni clar. Până în ultima zi a fost foarte clar, dar deja știam, mai descurcam piață, mă simțeam foarte flexibil, tot era ok. Testul, cum pot să spun, testul a fost destul de greu, dar deschideam tranzacții prin credere. Dacă mergeam prin credere, simțeam că să fie tot bine și așa s-a primit și am dat și testul. Ați trecut partea teoretică, ați trecut partea practică, ați susținut testul, da, și ați primit un cont în gestiune. Adică ați fost angajat și ați primit un cont în gestiune de la brokerul Pelerol. Da. Vreau să ne spuneți care au fost primele emoții pe care le-ați avut pe contul real. Cum au apărut banii pe contul real de la Pelerol? Primele emoții cred că au fost nerăbdarea să deschid mai repede o tranzacție și să o închid. Adică să simt procesul cu bani real, să simt momentul și rezultatul. Deja după trei tranzacții, deja aveam un sentiment concret pe profit. Nu aveam emoții de frică, ceva gen. Mergeam pe încredere și cum am ajuns să fac un profit destul de bun. Ah, ok. V-a părut greu? Este diferența dintre real și... Nu sunt o persoană emoțională, așa că nu am simțit greutățile astea. Dacă știi ce trebuie să faci, mergi cum te-am învățat la cursul practic, nu sunt șanse pierse, doar câștig. Ok, după opinia dumneavoastră, care ar fi calitățile unui trader de succes? După opinia mea ar fi, în primul rând, încredere. Dacă ai încredere în tine, poți face orice. Pentru un trader este o calitate foarte importantă. În al doilea rând, trebuie să ai echilibrul acesta dintre lăcomie și profitul ăsta, că sunt unele persoane care văd că dacă au câștigat pe anumite cotați puțin mai mult, tot încearcă când fac un minus mare. Trebuie să ai reținerea asta în tine. Plus la aceasta, organizarea trebuie să o ai, adică dacă este momentul dimineața să trezești să faci o analiză, acea trebuie dimineața și să deschizi tot. Cotațiile, tranzacțiile cu încredere. Aș avea o întrebare. Unde vă vedeți dumneavoastră în viitor? În trading sau va fi un hobby de moment? Cred că în viitor o să mă văd în trading, dar planurile mele pe viitor sunt cu ajutorul tradingului să-mi creez o mini afacere, propria afacere prin trading, după aceea să pot deschide o afacere și ca să devin ca antreprenor, dar eu cred că tradingul nu o să-l pot lăsa toată viața. Adică chiar mă simt foarte bine în acest domeniu și cred că ăsta e a mea. Ok. Bine, Denis, mersi pentru interviu. Seara bună. Mulțumesc. Seara bună.